Prima ediție a Festivalului Interjudețean de Teatru Gong, inițiat și desfășurat la Roman sâmbătă 1 aprilie de către Asociația Culturală Gong în colaborare cu Primăria Municipiului Roman, Colegiul Național Roman Vodă și Asociația Mușatinii, a demonstrat, dacă mai era nevoie, că una dintre urgențele majore ale municipiului o reprezintă o sală de spectacole, care să poată asigura în condiții decente desfășurarea nenumăratelor manifestări cultural-artistice din municipiu, care în prezent sunt organizate care pe unde se poate. Festivalul a fost gândit pe două secțiuni, una individuală și alta pentru trupe. Dacă secțiunea monolog a avut cât de cât condiții, cea de-a doua parte, respectiv cea în care au evoluat trupele, a demonstrat faptul că este nevoie de o sală de spectacole, dotată fie și cu un minim standard pentru a evita improvizațiile, haosul și imposibilitatea de organizare a unor manifestări în care e nevoie de condiții tehnice. După un maraton artistic de o zi, s-a ajuns la momentul premierii, care, în ciuda eforturilor deosebite ale celor doi actori, Gabriela Ioniță, președinta juriului, și Bogdan Buzdugan, de a stăpâni haosul din sală, a fost extrem de dificil de făcut acest lucru. Cu o sonorizare ineficientă, cu greu s-au putut înțelege care sunt premianții. Juriul a început decernarea primelor trei premii la secțiunea individual. Bună seara! Mă simt ca la Oscar! Pe cuvântul meu, am avut așa un sentiment că sunt la decernarea premiilor Oscar, ceea ce sunt convinsă că este adevărat. Haideți să nu mă mai țin foarte mult. Rog și pe Bogdan să vină alături de mine. Nu mă duce bătă, sunt foarte răgușită. Te rog frumos, nu mă lăsați singur, te rog. În aceeași atmosferă generală de entuziasm a copiilor din sală, dar de zgomot greu de acoperit de mijloacele tehnice modeste, organizatorii au înmânat și premiile pentru secțiunea trupe. Președinta Asociației Gong, Cătălina Bostan, a invitat pe edilul șef al municipiului, Lucian Micu, să înmâneze trofeul festivalului care a plecat la Moinești, județul Bacău, la trupa Florile lui Lucian, ce a interpretat spectacolul Tinerețe fără să învețe și Viață fără de carte, de Corneliu Ghițescu. În spatele fiecărui moment al
din Moldova și din România. Și pentru nu a mai amânat foarte mult acest moment al decernării marului plenu, eu zic așa, să bată bombul! Rămâne de văzut dacă primăria va reuși să acceseze anul acesta fonduri europene pentru amenajarea sălii de spectacole de la primărie în condițiile în care de renovarea cinematografului Unirea nici nu se pune problema, în viitorul apropiat cel puțin. Păcat de eforturile uriașe ale organizatorilor de a crea un eveniment fără a avea logistica corespunzătoare.